Câteva din întrebările telespectatorului. E ziua lui Ioannis Hagi astăzi, într-adevăr. Sigur că avem un mesaj să-i transmitem. Să se apuce de o meserie pe care ar putea o stăpâni în viitor. Asta ar fi sfatul nostru, dar mă gândesc că poate n-am avut dreptate atunci când am sărit să-l îngânăm pe Hagi, să nu-i dăm dreptate comparându-și fiul cu Zinedine Zidane. Eu cred că el, de fapt, altceva a vrut să spună. L-am interpretat, nu-i greșit. El și-a comparat fiul cu fiii lui Zinedine Zidane, care sunt la fel de proști ca ai lui. Ca al lui. Da? Că nici băieții lui Zidane nu se pricep la fotbal, cum nici băiatul lui Hagi n-are treabă cu jocul ăsta. Deci, că scria cineva când își va băga mutul fiul în sport, e, uite, o dovadă că nu trebuie să te apuci de fotbal atunci când ai avut un tată celebru fotbalist. Deci ăsta ar fi mesajul pentru Ioannis. Dacă l-aș